pentru prezența la această conferință de presă, pentru susținerea pe care dați dovadă față de culorile clubului nostru. Vorbim astăzi în Ștefan cel Mare de prezentarea oficială a primului fotbalist italian din istoria clubului nostru, Luca Ceccarelli, 33 de ani, a evoluat în cariera asta numai în campionatul italian, cifrele spun totul, cifrele le aveți și pe mail-uri, redacții. Într-o formulă cu Adrian Mutu, director general al clubului, Luca Ceccarelli și Augustin Călin, care ne va susține limba fotbalului italian. Las pe Adrian Mutu să... Adică aș vrea să vorbim după aia, noi, să nu vorbesc după aia, să las pe Luca să vorbească, să ducă la, la masă. Și noi mai stăm puțin, că mai avem niște subiecte de dezbătut. În afară de asta, da? E de acord? Si. Luca, zici un pic cu minciul pe care are, că după eu resc un pomul altru, pomul lor. La vreme, 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 Da, quando è diventato qua il direttore, ma ci siamo sentiti e niente, mi ha dato questa opportunità di venire qua e allenarmi con la Dinamo per vedere come stavo e alla fine è andato tutto bene, quindi io sono contento di essere qua, di poter dare una mano a questa squadra che ha una storia molto importante. E negli ultimi anni ha fatto un po' fatica. Este foarte bun prieten cu Adi și a auzit de o posibilitate de a avea un sfârșit pe final. Este bucuros că a ajuns aici și sper să-și aducă contribuția lui ca jucător pentru acest club important și să rezolve respect. È un onore, speriamo che possa portare la mia esperienza italiana qua in Romania e soprattutto a questa squadra che ha molti ragazzi forti, importanti ma giovani, quindi spero di essere anche di aiuto. Grazie, saluto. Cu el bagajul de experiență pe în Italia, cu toate că sunt și Italia, am jucători importanți și împreună cu ei să aducă rezultate bune pentru club. Ce fundaș ceva a evoluat, ce li s-a transmis? Ce de fundaș dreapta sau fundaș centrală? Și cu ale pozițione, jocul care are în futur? Eu sono a dispoziție dell'allenatore. Io nasco esterno, ma negli ultimi anni ho giocato anche centrale, quindi posso fare diciamo tutti e due i ruoli. Este la disposizione antrenorului și ce facerea antrenorul va juca. A jucat foarte mult și fundă central, deci poate să facă ambele roluri și mai jucă fundă central. Dacă nu era Adrian Mutu la Dinamo, mai venea? Chiar dacă primă o plăsă? Adrian Mutu era Adrian Mutu, director general, Adrian Mutu, la Dinamo. Se mi chiamavano, sì, comunque, però sicuramente Adrian gli ha messo un carico importante, perché mi conosce bene sia come giocatore ma anche come persona, quindi diciamo che è stato fondamentale Adrian per arrivare qua. Decisi a contare forte molto le ragazze qua e conosco un parte mia tra i giocatori, adesso è già. S-a schimbat Adrian Mutu așa acum la costum, o altă funcție, îl vede un pic schimbat? Da, trebuie să fie mănătul... Sì, quando l'ho visto in primo giorno mi ha fatto un po' effetto, perché prima era jeans e maglietta, adesso sembra di avere un po' effetto, fatto che l'ha messo la testa. Ha giocato contro la Lodi in Italia, messo diretta a sinistra? Mi piace, ho giocato contro Adrian. No, ho giocato con lui un anno a Cesena, l'anno della Serie A, però contro mai. Meno male, ho giocato l'anno prima da Cesena, da un po' più concedere. Ce impressione ha stato Dinamo Pnacu, ha avuto un'uscita di meciuri? Sulle partite che l'ha visto, che impressione ha fatto la squadra del
Ma secondo me è una buonissima squadra che ultimamente ha anche avuto molta sfortuna anche nell'ultima partita e quindi sta raccogliendo meno di quello che sta facendo, ecco. După cum am văzut, a fost foarte bine și sper că să luăm rezultatele bune care vor veni. Dacă am avut și copii. Adică am văzut că s-a întâmplat și cu arbitru, asta. Da, bine, l-a fost mai legat. L'ultima partita che ho fatto è stata a giugno, quindi non è tantissimo tempo fa. L'ultima partita che ho fatto è stata quindi sarà solo tempo di prendere un attimo il ritmo della partita, poi are nevoie puțin de timp să prindă ritmul și ea să ne cunoaște și poate pe care. Păi, la zonă mai eu, când ci sarà din nou ritiro, probabilmente si va face perfectamente. Și așteaptă una ianuarie pentru pregătiri și o pregătire foarte bună. De ce ai spus, ai ce obiectiv are la Dinamo? La Dinamo e că cosa prea tot când a portat-o pe Dinamo. Nu e obiectivul. Niente, non me l'ha fatto capire, non me l'ha detto proprio diretto, ma mi ha detto noi siamo la Dinamo, quindi credo che da questa parola qui vuol dire le prime tre almeno. La proprio senza leggo, fatto che viene la Dinamo ne ha spus direct, dar impressia lui și a quanto modo. La prima tre lo. Prima tre, prima seconda. Io spero una almeno seconda. Che tatuaggi hai? La storia della mia vita, quindi è lunga. Ma noi stiamo vestiti despre deliberile cu Staua. Asta e primul lucru. Ti stanno chiedendo se il direttore ti ha parlato anche del derbico con Staua. Sì, ho parlato della storia del calcio romano, sono i derby. Il derby più importante. Sì, è importante. Ho anche visto delle immagini che c'erano 50.000 persone, quindi la partita si è molto sentita. Io non ho ancora avuto l'opportunità di giocarlo. Abbiamo avuto occasione di giocare, ma c'è a Basotto 50.000 spettatori presenti la prima derby, poi molta lume. Este diventato un derby foarte important. În ce măsură a fost surprins, evident, din tribune și în fața televizorului până acum, de fotbalul pe care l-a văzut până acum în România, acum ne vedem faptul, adică cu atât mai mult, cu cât e prima lui experiență în afara Italiei. Când adesea ai guardat televiziune, diciamo, parte televiziune, sul calcio romano, pentru că l-ai visto fino adesso. Ma ho visto che hanno presente che c'è qualità, ce n'è tanta, però c'è molta differenza forse tra le prime squadre e le ultime squadre. Este o calitate foarte bună a fotbalului, dar ceea ce a observat este o diferență foarte mare între echipele din jos clasamentului și echipele care sunt pentru Știe că Napoli a fost aici, de data de Bonetti, adică mai fost italieni. Sunt aceasta de Anatoli Parianqui. Sì, questo lo so. Fuori giocatori. Piccolo del derby. Sportivo. Non lo so. Perché ci sono stati giocatori italiani? Sì, lo so, però. Primo a Dinamo sono io, quindi speriamo anche di giocare il derby e vincere il primo derby da italiano alla Dinamo. Spune că știi că l-au jucători italiani, dar un buon inizio la Dinamo este el și sper să face. Mulțumim! Azi, pentru cartul care li va evolua cu numărul 24.